Statistica incendiilor pe anul 2011 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău relevă faptul că în medie 36% din incendiile produse în județ au avut drept cauze probabile defecțiuni survenite la sistemele de încălzire. Pentru a se evita producerea incendiilor, care în afara distrugerilor materiale de multe ori duc și la pierderea de vieți omenești, Inspecția de Prevenire le recomandă cetățenilor care folosesc sobe sau aparate electrice pentru încălzirea locuințelor să asigure minimele măsuri de prevenire. Să asigure verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată. Să nu folosească decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și să evite supraîncălzirea acesteia. Nu folosiți soba decât cu ușița închisă. Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței. Nu așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile. Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința. Un lucru important, să nu adormiți niciodată cu soba aprinsă. De asemenea, aparatele electrice folosite pentru încălzire trebuie verificate de un specialist care va remedia eventualele defecte. Este recomandat ca aceste aparate să fie decuplate de la sursă înainte de părăsirea locuinței sau înainte de culcare. Un alt sfat esențial este acela de a nu lăsa obiectele generatoare de foc sau materiale inflamabile la îndemâna copiilor. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune. În această perioadă, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, se desfășoară o campanie care are drept scop conștientizarea părinților în legătură cu lăsarea copiilor nesupravegheați. Conform statisticilor, un copil pe săptămână cade victima unui incendiu. Nu lăsați copiii nesupravegheați și luați-vă toate măsurile necesare pentru a evita izbucnirea unui incendiu în locuința dumneavoastră.